Primesc bani de la rudele din străinătate, se lovesc de comisioanele mari percepute de bănci, care pot ajunge și la 10% din sumele trimise. Mai mult, instituțiile financiare folosesc un curs de schimb nefavorabil clienților, care pot pierde încă 5% din sumele pe care le așteaptă. Aceste porniri de valutiști ai băncilor cu profituri foarte mari l-au scandalizat și pe guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Doamna Pârvu primește de câteva ori pe an bani de la prietena ei din Italia, nu mulți, și de fiecare dată are probleme. Suma încasată în țară este mai mică decât suma trimisă din străinătate. Am primit de la o foarte bună prietenă de-a mea din Italia suma de 100 de euro, chiar de sărbătorile pascale. M-am dus la bancă și pur și simplu am rămas consternată că din acea sumă de 100 de euro mi s-au rambursat mai puțin de 90 de euro. Comisionul aferent tranzacției poate ajunge chiar și la 10% în cazul sumelor mici, în funcție de bancă și de sistemul de trimitere a banilor. În plus, banca a luat în calcul un curs de schimb mai mic, ceea ce înseamnă încă o pierdere de până la 5%. Chiar și guvernatorul BNR este revoltat de cursul de schimb perceput de bănci pentru tranzacțiile internaționale. La ce curs vreți să faceți? Și spune un curs. Mă uit în stânga mea ecran. Păi stai, nene, că e cu vreo 20 de bani mai mult decât e pe ecran. Și am spus că mai mult de 0,5% nu vreau, nu accept. Pui 5% diferență de curs sau 4% diferență de curs, asta e prea de tot. Guvernatorul a aflat întâmplător cât câștigă instituțiile financiare în acest mod când a vrut să plătească pentru butașii din via lui, altoiți în Austria. Dar clienții obișnuiți asistă neputincioși cum banii dispar din cont, mai ales când sumele pe care le așteaptă sunt mici. În ceea ce privește comisionul pe care o bancă în România îl percepe, cred că facem parte dintre țările cu cele mai mari comisioane interbancare și intrabancare. În momentul în care tranzacționăm o sumă mai mică, comisionul este mult mai mare și apare cumva ca fiind neechitabil. Iar comisioanele pentru tranzacțiile în valută se adaugă celor obișnuite, precum retragerea de numerar de la bancomat. În total, o familie care are venituri lunare de 2000 de lei și primește de la rudele din străinătate încă 300 de euro, plătește băncilor peste 150 de lei.